ceva lucruri aș adăuga. Se mai gândesc, frații, la ceea ce s-a spus. Sunt convins că toți care ne găsim aici am venit cu bucurie în casa Domnului, cu bucurie să auzim, să ascultăm și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spune și psalmistul, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Dar, de asemenea, sunt convins că Dumnezeu pune în inima noastră, ca și credincioși, o altă bucurie. Și anume bucuria de a împlini ceea ce auzim, ori de câte ori venim în casa Domnului, ca să auzim cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori citim Sfintele Scripturi, ori de câte ori medităm la ele. A medita la cuvintele lui Dumnezeu fără a le pune în practică este ca și un elev sau un student, dacă vreți, care a terminat o facultate, are o diplomă, dar el este șomer cu diplomă și este la modă astăzi. Din păcate, e la modă nu doar din punct de vedere social, ci de multe ori se întâmplă și pe plan spiritual. Așa cum auzeam mai devreme, ne găsim, începând cu acest capitol 4, în a doua jumătate a epistolei către Efeseni. O primă jumătate care, așa cum se spunea, se ocupă de starea credinciosului sau poziția credinciosului, și a doua parte, începând cu capitolul 4, care se ocupă de trăirea sau umblarea credinciosului. Iată doar ca să ne reamintim câte ceva din capitolul 2, versetul 5 și 6 ne amintește starea celui credincios în Domnul Hristos, măcar că eram morți în greșelile noastre, asta arată ceea ce eram, sau starea omului fără Dumnezeu, și urmează momentul întâlnirii cu Domnul Hristos, care schimbă acest statut, această stare a omului, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Este lucrarea de mântuire, de naștere din nou, acel eveniment care se produce în duhul omului, înviindu-l practic din morți la o viață împreună cu Dumnezeu, la o viață din Dumnezeu. Și versetul 6 vorbește despre poziția celui credincios, el ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Iată, pe de o parte, Apostolul Pavel în această epistolă vine să întărească în inimile noastre, în credința noastră, care este poziția noastră. Pentru că, așa cum vom vedea, de lucrul acesta se leagă și umblarea noastră în viața de credință. Partea a doua, cum spuneam, vorbește despre trăirea noastră ca și credincioși. Există și în viața omului natural aceste două laturi. Și spunem noi, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Copiii se duc la școală, învață, se fac mari și vine vremea în care ei se angajează. Există un moment în viața omului când el învață sau acumulează anumite informații, dar există un moment în care el trebuie să le pună în practică, altfel ele sunt de prisos. La fel este și în viața de credință. Este o vreme în care acumulăm din cuvântul lui Dumnezeu, venim la adunare, citim, ne rugăm acasă, dar vine vremea în care nu rămânem undeva pe un munte izolați, ci mergem în lume și acolo trebuie să punem în practică ceea ce am citit, ceea ce am acumulat din cuvântul lui Dumnezeu. Plecam de dimineață astăzi de acasă și cel mai mic dintre băieții mei abia începe să vorbească. Spune, tati, vreau și eu vivici. Cel mare mi-a tradus că vrea și el să meargă la servici. Zic, da, bun, am înțeles. Zic, cu siguranță o să mergi și tu la servici, bineînțeles, dacă vom mai trăi până atunci, dar înainte să mergi la servici, o să trească să mergi la școală. Și mă gândeam că este acest adevăr valabil nu doar în viața noastră ca oameni, pe plan social, dacă vreți, pe acest pământ, ci și în viața de credință. Ne naștem din nou, așa cum am citit, suntem aduși la viață împreună cu Domnul Hristos,
suntem prunci, ne hrănim cu lapte, suntem protejați de Dumnezeu, dar vine vremea în care ne maturizăm. Vine vremea în care să lucrăm, să facem ceva pentru Dumnezeu, ba mai mult, vine vremea uneori să și luptăm. Lupta sau înscrierea într-un batalion de luptă nu este pentru copii, este pentru oameni maturi. Și am citit și ne-am desfătat săptămânile trecute cu frumusețea rugăciunilor din capitolul 1, din capitolul 3, unde apostolul Pavel spune, doar reamintesc, versetul 16, să vă facă să vă întăriți în putere, versetul 18, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este dimensiunea dragostei lui Hristos și să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Este o rugăciune, dar urmează în capitolul 4 maturizarea. Dacă citești, dacă te rogi și în viața ta nu apare maturizare, nu apare lucrare, nu apare luptă atunci când este nevoie, înseamnă că ceva poate fi pus sub semnul întrebării. Spune apostolul Pavel aici să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și a spune cu o vorbă a Domnului Hristos, este vremea să trecem de partea cealaltă. Era într-o seară târziu, Marcu, capitolul 4, pe la versetul 35, dacă nu mă înșel, după o zi plină a Domnului Hristos, un capitol 4 plin de pildele Domnului Hristos, era lucrarea lui de a învăța pe oameni, Domnul Hristos vine în fața ucenicilor și le spune aceste cuvinte, să trecem de partea cealaltă. Ce se întâmpla de partea cealaltă? Era acel ținut al gadarenilor, era acea întâlnire cu acel demonizat, era acea recuperare a unui om care era căzut în cea mai joasă stare de decadență umană. Un om nu doar îndrăcit, ci care avea o întreagă legiune de demoni, un om care țipa, umbla tăindu-se, nu putea fi ținut de nimeni, nu rupea orice legătură, deci era absolut imposibil ca să fie strunit. Acest om are parte de o întâlnire cu Domnul Hristos și îmi place ceea ce se găsește între aceste două părți. Aș putea spune teorie și practică, învățătură și lucrare. Ce se găsește între cele două? O mare furtună. Domnul Hristos pleacă pe mare și se naște acea furtună. De ce? Probabil era tendința celui rău sau dorința lui de a împiedica pe Domnul Hristos să se întâlnească cu acel om pentru a fi recuperat. Și m-am gândit, de ce oare apar și în viața noastră furtuni? Pentru că e posibil ca un om să poată fi recuperat și cel rău se împotrivește la lucrul acesta. Este posibil ca Domnul Hristos să întâlnească un astfel de om atât de decăzut și el să poată fi ajutat și de aceea se împotrivește. De ce apar furtuni în viața noastră? Pentru că cu siguranță cel rău se va împotrivi ori de câte ori vrem să unim teoria cu practica, ori de câte ori vrem să punem în aplicare cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am auzit în adunare. Și spune apostolul Petru să uniți cu credința cunoștința, nu? Așa facem noi de multe ori. Și apostolul Petru spune să uniți cu credința fapta și apoi cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea evlavia, dragostea de oameni, dragostea de frați, iubirea de oameni și așa mai departe. Este nevoie să unim teoria cu practica. Și spune apostolul Pavel aici să o purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Se ridică o întrebare. Poate purtarea mea să determine poziția pe care o am în Domnul Hristos? Cu siguranță că nu.
nu trăim în ascultare, sperând ca la un moment dat Dumnezeu să ne accepte, ci din cauza că El ne-a acceptat, ascultăm cu bucurie de Dumnezeu. Nu lucrăm pentru Dumnezeu în speranța că la un moment dat Dumnezeu ne va iubi mai mult, ci fiindcă El ne-a iubit mai întâi, Îl iubim și noi și lucrăm pentru El. Nu ceea ce facem noi determină ceea ce suntem, ci fiindcă suntem așezați în Domnul Hristos, asta trebuie să conducă la o viață de trăire pe măsura acestei chemări pe care am primit-o. De ce spun lucrul acesta? Pentru că există două extreme în viața noastră. Și am stat de curând, câteva luni în urmă, nu chiar de curând, cu cineva care preț de minute în șir îmi povestea cât de mult a lucrat pentru Domnul, cum și-a pus mașina la dispoziția Domnului, cum bătea satele în lung și în lat și bătea țara. Bun, am zis, slavă Domnului, foarte frumos, dar la un moment dat, așa, mi-a venit la sfârșit și am spus, da, știți că noi suntem acceptați nu pentru ceea ce facem. Și sigur că am cuvințat, însă când i-am spus lucrul acesta, parcă o umbră s-a așezat pe fața acestei surori. Și m-am gândit, oare câți dintre noi au senzația sau trăiesc cu această impresie că lucrând foarte mult vor fi acceptați de Dumnezeu? Realitatea este invers. Faptul că am fost acceptați, faptul că suntem iubiți, faptul că suntem așezați în Domnul Hristos trebuie să conducă la o conformare a vieții noastre în purtare tot mai asemenea cu chipul Domnului Iisus Hristos. Aceasta este o extremă și există și cealaltă extremă a celor care sigur sunt slabi, au căderi și care deseori devin un teren de însămânțare a celui rău, unde cel rău vine și plantează această sămânță. Tu nu vezi că tu cazi mereu, nu ești un copil al lui Dumnezeu. Și este adevărat că o persistență în păcat poate ridica semne de întrebare asupra mântuirii. Dar în momentul în care în inima mea, atunci când am greșit, când am căzut, există părere de rău, există pocăință, aș vrea să subliniez cu toată tăria că acesta este semnul unui om care este născut din nou. Niciodată un om care nu este născut din nou nu va avea în inima lui părere de rău atunci când săvârșește păcatul. A, poate să afirme cu gura, da, eu mă voi pocăi, dar în inima lui nu este niciodată gând de pocăință. Sunt astfel de oameni care trăiesc în păcat și care n-au nimic în comun cu mântuirea lui Dumnezeu, din păcate, este posibil să fie și printre noi, dar acel om care cu sinceritate simte durere în inima lui, chiar dacă de 7 ori cade, spune Scriptura, de 7 ori cade și se ridică. Și Domnul Hristos spunea ucenicilor săi, de câte ori să ierte fratele meu până la 7 ori, nu vă spun de 7 ori, ci de 70 de ori, câte 7. Dacă Domnul Hristos și-a învățat ucenicii să practice iertarea la o asemenea cotă, cu atât mai mult El este acela care evaluează viața noastră nu prin prisma a ceea ce facem, ci prin prisma a ceea ce El ne-a dat în Domnul Hristos, iar ceea ce facem noi trebuie să fie urmarea acestui adevăr că suntem așezați împreună cu Domnul Hristos în locurile cerești. Există o chemare universală și există o chemare particulară. Chemarea universală este veniți la mine toți. Chemarea particulară este aceea în care Dumnezeu lucrează împreună spre bine prin toate lucrurile în viața acelor care au fost chemați după planul său, adică acelor care au fost aleși. Mulți sunt chemați, spunea Domnul Hristos, dar puțini sunt aleși. Acesta este și sensul pe care îl folosește aici Apostolul Pavel, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Poți să ai o chemare, poți să ai o invitație, cineva te poate invita și îți poate da un plic
cu o invitație la nuntă, dar poți să o refuzi. Este vorba de acea chemare pe care am primit-o ca și credincioși. Și spune cuvântul aici, vă sfătuiesc. A spus câteva lucruri frumoase, fratele Banu. Aș vrea doar să adaug întrebarea aceasta. Oare poate fi credibil sfatul apostolului Pavel? Ori de câte ori primim un sfat, ori de câte ori cineva vine la noi și ne dă un sfat, în inima noastră invariabil se ridică această întrebare. Este credibil sfatul ăsta? Trebuie să-l urmez? Pot să-l urmez? Merită să-l urmez? Și aș spune că există două criterii după care evaluăm dacă un sfat poate și merită, din partea cuiva merită, să fie urmat. În primul rând, evaluăm dacă acea persoană este competentă. Și în al doilea rând, evaluăm dacă acea persoană ne iubește. Nu-i așa, poți să primești cel mai autorizat sfat, de exemplu, de la un expert financiar, dar dacă știi că acel om are interese opuse ție, îi spune, ok, mulțumesc, știu că știi multe, numai că ceea ce știi tu, eu nu am încredere că îmi spui pentru binele meu. Deci există aceste două aspecte, competență și dragoste. Copilul, atunci când primește un sfat de la părintele lui, de regulă copilul mai măricel un pic, evaluează totdeauna aceste două lucruri. Și dacă se îndoiește de unul, își pune întrebări cu privire la al doilea. De exemplu, se întreabă adolescentul, mă, oare tata e competent? Și auzim de mult refrenul ăsta în mintea sau în gura tinerilor. Părinții mei sunt învechiți, sfaturile lor nu mai sunt de actualitate. Și deseori, acesta este argumentul pentru care tinerii refuză de atâtea ori să treacă pe lângă binecuvântarea ascultării de sfaturile părintești. Alte ori, tânărul zice, tata nu mă iubește, deși nu are niciun argument să spună lucrul acesta. Și aș vrea să mai punctez un lucru. Există în evoluția creșterii unui copil două mari capitole. În primul rând este cârmuirea părintească prin poruncă și cuvântul lui Dumnezeu ne dă porunci. Și există o altă etapă atunci când copilul crește, de cârmuirea copilului prin sfat. De regulă copiii mici îi cam în drum prin poruncă. Mi-amintesc și acum de un exemplu, era un părinte care era așa mai modernist, se dusese în vizită la părinții lui, deci la bunici, și la plecare încerca de zor să-și convingă fetița să-și pună paltonaș, bineînțeles că era iarnă, era frig, și cu tot felul de argumente, fetița avea vreo 3 ani, încerca să-i spună, măi, trebuie să spui, nu vreau, măi, dacă nu-ți pui afară este frig, nu vreau, măi, dar să știi că ai să răcești dacă nu-ți pui pantaloni, nu vreau, să știi că dacă răcești s-ar putea să ajungi la spital, nu vreau, deci sub niciu, îi dădea toate explicațiile posibile, așa, citise multe cărți și citise el pe acolo, era și, iese și moda asta acum să nu țilezi, să nu forțezi copilul, sub nicio formă. Și tot asistând la debate-ul acesta, apare la un moment dat bunicul cu un ton foarte așa prestant și impunător, dragă, i-a spus pe nume, nu știu cum o chema, te rog să spui paltonul. Și în fața bunicului, care avea un aer foarte prestant, fetița dintr-o dată parcă a înghețat, a pus paltonul pe ea și s-a putut despărți și a plecat acasă. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Există de multe ori greșeala aceasta a părinților de a încerca să amestece lucrurile. Copiii când sunt mici nu au nevoie, pentru că ei nu sunt capabili să proceseze și să analizeze anumite explicații. Ei trebuie cârmuiți prin poruncă. Tu trebuie să faci lucrul ăsta. Și copilul când e mic are și un grad mai mare de încredere în părintele lui. Pe măsură ce crește, într-adevăr, părintele trebuie să aibă capacitatea de a-l învăța pe viitorul tânăr să ia decizii singuri și în felul acesta să stea pe picioarele lui. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? M-am întrebat în textul acesta de ce oare apostolul Pavel spune vă sfătuiesc?
Și m-am gândit că pot fi cel puțin două argumente. Pe de o parte este fără îndoială smerenia apostolului Pavel, da? Un om smerit nu vine niciodată să sporuncească. Pe de altă parte, cred că era și încrederea apostolului Pavel ca o investiție de încredere în maturitatea efesenilor. Am încredere, ar fi vrut el să spună cu alte cuvinte, că sfaturile pe care eu vi le dau, voi le veți găsi că sunt corecte și le veți aplica în viață. Nu se poate să te rogi pentru cineva cum se roagă apostolul Pavel în capitolul 1 și capitolul 3 și să ne ajungă la maturitate. Și mă gândeam ca la un aspect practic, ce ar fi dacă în adunarea noastră ar exista grupuri de rugăciune puternice. Sunt convins că alta ar fi maturitatea fiecăruia dintre noi și alta ar fi maturitatea bisericii în ansamblu ei. Spune apostolul Pavel aici, vă sfătuiesc eu cel întemnițat. Avea credibilitate, avea autoritate, avea dragoste, avea toate motivele ca aceste sfaturi să fie ascultate. Și cred, ca aplicație practică pentru noi, că atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu, fie că găsim porunci, fie că găsim sfaturi sau îndemnuri, ele au fără îndoială aceeași valoare de adevăr. Am putea spune că un sfat dat de apostolul Pavel sau de Domnul Hristos are valoare de poruncă, doar că el este spus într-un mod delicat. Este acea evanghelie demnă, care este autosuficientă, care nu este desfințată prin necredința noastră, prin neascultarea noastră. Este, dacă vreți, ca un munte, nu? Un munte impunător, dacă te duci la el, dacă te ceri cu el, rămâne tot acolo. Dacă pleci de lângă el, el tot acolo rămâne. Dacă te duci și vrei să-l bați sau să dai cu pumnul, te doare pe tine. Cam așa este cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia lui Dumnezeu, ea are prestanță, fie că dă sfaturi, fie că dă porunci. Și doar un gând scurt legat de versetul 2, spune aici toată smerenia și blândețea. Cred că s-a mai amintit două atribute ale Domnului Hristos, două atribute definitorii. Spune el, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Urmează apoi cu îndelungă răbdare. În Exod capitolul 34, când Moise stă de vorbă cu Dumnezeu pe munte și cere să-i arate slava lui Dumnezeu, știți ce zice Dumnezeu? Te voi acoperi cu mâna ca să nu-mi vezi fața și voi rosti numele meu. Și atunci când trece Dumnezeu prin fața lui Moise și rostește numele lui Dumnezeu, știți care este primul lucru pe care îl spune Dumnezeu? Ce eu sunt Domnul Dumnezeu, un Dumnezeu îndelung răbdător. Două atribute cristice împreună cu un atribut definitoriu al lui Dumnezeu. Ce aș înțelege de aici este faptul că în umblarea noastră practică, cuvântul lui Dumnezeu nu ne cheamă la nu știu ce tratate de psihologie să ne îmbunătățim viața dintr-un punct de vedere omenesc, ci apostolul Pavel și cuvântul lui Dumnezeu vrea de la noi o umblare dumnezeiască și nu una omenească. Vrea o umblare desăvârșită. Și ca dovadă este cuvântul care s-a mai amintit aici, apostolul Pavel nu spune să aveți un pic de smerenie, să fiți și voi un pic de blând, un pic de răbdători. Nu, cu toată smerenia, cu toată blândețea, Domnul Hristos a dat totul pentru noi și vrea totul de la noi. Și la sfârșitul predicii de pe munte, Domnul Hristos spune, voi dar fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Și trăsătura care urmează în continuare vorbește despre îngăduința în dragoste, este o altă legătură a desăvârșirii, întărând prin aceasta faptul că umblarea noastră, standardul nostru de umblare în viața creștină trebuie să fie un standard al perfecțiunii, al desăvârșirii, un standard dumnezeiesc, nici de cum un standard sau un model omenesc. Și spune în continuare, căutați, păstrați unirea Duhului prin legătura păcii și cu asta închei, mi-a atras atenția acest cuvânt, legătura păcii. Sunt atât de multe legături în viața noastră. Legături la un pahar,
și să nu credeți că vorbesc lucruri gratuite, chiar oameni care vin în adunare, legături omenești, legături ale păcatului, legături nepotrivite, legături poate cu cel rău, și Scriptura spune, dezleagă-te. În Proverbe 6 spune, dacă ai făcut un jurământ, dacă te-ai pus chezaș, nu da ațipire ploapelor tale, nici somn ochilor tăi, du-te și dezleagă-te. Du-te și dezleagă-te. Și mi-aș dori din toată inima, în seara aceasta, să putem fi dezlegați de orice legătură nepotrivită. Spune Scriptura, ce legătură este între întuneric și lumină? Dacă suntem așezați în Domnul Hristos, care este Domnul Lumii, care a spus, eu sunt lumina lumii, ce legătură este între Domnul Hristos și întunericul din viața noastră? Niciuna. Și cuvântul spune, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Nu putem avea părtășie unii cu alții dacă nu umblăm în lumină. Și reciproc, o umblare în lumină, după standardul desăvârșit al Domnului Hristos, conduce la părtășie. Căutați să păstrați unirea Duhului. Ea este făcută, trebuie doar păstrată prin această legătură a păcii. Și atunci când viața noastră este o viață de nota 10, atunci și biserica noastră, prin legătura aceasta a păcii, va fi o viață de nota 10, o viață trăită după desăvârșirea Domnului Hristos. Un singur exemplu și cu ăsta închei, citeam de curând despre facerea cortului, se spune despre curtea din afară, că trebuiau făcute niște covoare țesute din in subțire, foarte frumoase, și între ele erau niște bețe de legătură și cu ceva pe care stătea, care era din aramă, și cu niște copci de legătură. Ei bine, aceste bețe aparent atât neînsemnate și acele cârlige aparent neînsemnate, cârlige de legătură, erau, din ce credeți, din argint. Fără îndoială, noi când facem un gard, cei care mai construiesc case, punem acolo un par de fier. Ei bine, pentru curtea cortului acestea erau din argint, iar piciorul era din aramă. De ce? Pentru că arama știm că nu ruginește, ea este rezistentă. Ce aș vrea să spun cu lucrul acesta? Fiecare dintre noi suntem ca niște covoare de in frumos țesute, dar legăturile dintre noi trebuie să fie de argint. Legătura păcii este valoroasă, este prețioasă. Iar fundamentul pe pământ, acea aramă care nu ruginește, aș spune că vorbește despre faptul că legăturile între adevărații credincioși nu corodează, nu ruginesc prin atingerea cu lucrurile omenești, lucrurile pământești. Ele nu sunt influențate de lucrurile acestei lumi și de aceea ele dăinuie și trebuie să dăinuie printr-o purtare sfântă și o legătură sfântă. Amin. Amin.